Sunt alături de domnul Paul Moldoveanu, administratorul, managerul, cum să vă zicem? Da, administratorul, manager și paznic. Și paznic, vedeți? E, 3 în 1 ca la NES. Da, 3 în 1 ca la NES. Domnul Paul, spuneți-mi și mie, când ați achiziționat Balta? Balta am achiziționat-o anul trecut în primăvară și atunci am populat-o cu 2 tone jumate de crap, între 1 kg jumate și 4 kg și 2 tone de ciortănică, vara a doua. Deci asta în 2010? În 2010. În 2011, în primăvara lui 2011, pe 5 mai, am mai băgat o tonă de crap tot de la aceeași firmă care am adus-o, peștele i-a adus din Ungaria, tot între 1,5 kg și 4 kg. Deci ce să înțeleg? Că aveți aici un fel de crap de tisa? Da, da. Deci acela mai lung, mai șui? Da, a fost în jur de 60% crap cu solzi și 40% salontă. Salontă. Deci asta a fost în amândouă tranșele care am băgat peștele. Domnul Paulia, spuneți-mi și mie acum, în afară de crap, da, pe care l-am văzut, l-am filmat, l-am văzut în juvenic la cineva, deocamdată noi încă n-am reușit să scoatem niciunul, în schimb am luat foarte mult cara, spuneți-mi ce alte specii de pește mai aveți aici? Deci în momentul când am achiziționat Balta în primăvara lui 2010, apa era mai mică decât este acum și am băgat un năvod să vedem ce potențial și ce are Balta în ea. Într-o jumătate de oră am dat o toană de nevod și am tras cam 3 tone și ceva de crap, dintre care cred că 40% era ten, dar tenul 1,5 kg, 2 kg. Deci aveți și ten. Caras? Caras e caras de toate mărimile. Acum cred că dacă n-am băgat nevodul asta toamnă, s-a mulțit foarte mult ăsta de vara a doua. Deci în caras, la toamnă, trebuie să bag nevodul neapărat să mai scot din ăsta micul, că e foarte mult și nu pune gura la mare. Da, dragi telespectatori, am văzut și noi, marea majoritate a băieților de la clubul în Cârlig au scos foarte mult caras. O să vedeți și mai mult caras, presupun că până plecăm o să prindem foarte mult. Poate avem norocul de un drill și la un crab. E Leo aici, e Dan, e Nicu, e Luci. Bineînțeles și prietenii noștri, Nicu și cu Marian. Ce vreau să mai vă întreb? Acum știți că mulți pescari sunt împărțiți în două. Unii pentru pescuitul la crap, alții la pescuitul la răpitor. Ce răpitor aveți dumneavoastră aici? Deocamdată în Baltă nu pot să vă spun că am răpitor, deci ce am băgat eu în jur de 20 de șalei, între 500 de grame și 700 de grame. Cam pe viitor? Pe viitor, deci mai am un bazin lângă mine, în care ăla aș vrea să-l facem pentru răpitor, adică să-l sec, văruit, cum se spune, da, la baltă. Igienizat. Și, da, igienizat și băgat răpitor. Și alău și știu că e un bazin de ăsta care îl am eu aici, are în jur de 6 hectare jumate, celălalt are 5 hectare. Deci acolo în jur de 3-4 tone de șalău și de ștucă. În spate văd că aveți pe fiul, pe Răzvan, pe care l-am prezentat dimineață. Da. E pescar mare? E pescar, dar e un pescar care nu e norocos. Știți cum este, la pește trebuie să mai ai și noroc. El e un pescar nenorocos. Mi-a șoptit mie cineva că aveți în schimb un pescar norocos în familie. Da, soția mea este pescăriță de când ne-am căsătorit noi. Am făcut greșeala, dar am luat o dată la pește și de atunci n-am mai... A intrat microbul. Da, a intrat microbul și într-adevăr are noroc. Deci acum 2 zile am fost cu ea vis-a-vis de vorbim noi acum și la trestie a luat un crab de 4 kg. Frumos, da. Frumos. Ce vreau să vă întreb? Acum haideți că cam marea majoritate a pescarilor care vin pe o baltă, vreau să menționez că suntem pe Valea Bisericii numărul 6, da, ca să nu avem alte... Da, da. Ați văzut drumul pe care vi l-am făcut pe... Bravo, drumul pe care l-ați urmărit în înregistrare. Spuneți-mi și mie, regulamentul bălții. Regulamentul bălții este în felul următor: 60 de lei, 4 bete, lansete, undițe, cu ce vrea să dea omul, și 7 kg de crap, caras fără limită. Deci carasul fără limită. Carasul este fără limită, da. Pot veni oamenii să dea și cu 2 bete, pot veni oamenii să dea și cu un băț, deci 15 lei de băț, dar în momentul când dă cu 4 bete, poate să ia și crap. De la 2 bete în sus, poate să ia și crap. Am văzut, noi am filmat și de dimineață, dumneavoastră ne-ați ajutat de la plantat, se poate veni și cu bărcuță de plantat? Se poate veni cu bărcuță de plantat, deci se percepe o taxă de 10 lei pentru băț la plantat și se poate planta
toată noaptea, depinde acum. Deci bărcuța pe zi costă 10 lei, să înțeleg. Nu e bărcuța mea, deci eu dacă... Nu, adunează, da. Dacă vine cineva, trebuie să dea o taxă suplimentară de 10 lei. Nu ne rămâne decât să vedem ce fac băieții astăzi. Sperăm să filmăm și noi un crap. Adevărul e că astăzi am fost cam putură și am venit un pic cam târziu. Trebuia să venim de dimineață de la 3-4 ca să putem prinde. Nu prea ați venit ca pescari, ați venit până la, ați ajuns la opa baltă, e cam târziu, dar niciodată nu e târziu. Bineînțeles. Cine are noroc, prinde și așa. Exact. Vă mulțumesc mult și vă urez în cârlig. Bun, Georgiana. Ia zi. Ăsta e secretul. Luta de porumb. Luta de porumb. Pentru că se vede mai bine, știi? Când o trage la fund, în apă mă refeream așa. Este. Linie finuță, am băgat viermuș și a venit carasul. Uite, uite și la Nicu. Nicu în partea alaltă. Aras. Georgiane, cum ai învățat-o? Cu vârful sus, nu? Da. Ușor. Deci tamburul moale, atenție mare de tot, acum să le explicăm telespectatorilor. Tamburul trebuie lăsat moale, nu strâns ca țăranul. Că peștele trage și dânc, se duce firul, știi? Acum, când o să-l scap, o să vezi cam cum e. Am și o rugăminte. Scoate și mie bolșava de acolo, de frumos. Genial. Ceva frumos. Da, da, să trăiască tata. Cine mi-a pus păsul în apă? Stai. Nu al meu, al tău. Păi al meu? Da. Dar să trăiască și al meu, că m-am învățat meseria. Opa. E mare. Vă spune, știi cât are? 2,5 kg. Nu. 5. 3,2 kg. 63. Domnul. Cântarul. Te rog frumos, cântarul. Da? Aduceți cântarul. Nu mă ia minciocul, că sunt superstițios. Măi, dar cum ai știut să mă îmbrac elegant cu cămașa, să nu stau așa? Să fundul gorgațăranu. De ce fie secretul? Hai să ne întâlnim. Deci, ideea este că în momentul când nu trebuie să te grăbești, trebuie să lași așa ușor, Georgia. Ca să-l obosești un pic. Nu trebuie să încet, înțelegi? Bă, câtă șmecherie am în mine. Spectacol, frate. Spectacol, de cuvântul meu. E gaia, ăsta are, asta n-are. Între tobele. Poți să dea drumul la gută, gata, că... S-a făcut filmarea de drum. Ajunge, gata, mulțumim. Bă, să știi că e frumos, pe cuvântul n-are. Să știi că era 5 kg. Nu, 5 kg, 3 kg cam așa. 3 kg, 200. Calm, ai acolo... Este. Am 3 minute. A, păi scoate în 3 minute. Așa să fie. Vrei să scoate în 3 minute? Trebuie să-mi spui cât timp vrei să scoate, că o scoate în jumătate oră. Nu, chiar e mare, năiță, vină în coace. Băi, atenție mare de tot, ușor de tot. Ușor, ușor, mamă, ce fai de capul. Acum vine patronul bății. Ușor, fii atent, deci puțin aer, ușor. E salonta. Acum, el nu știe ce a pățit. El acum a pățit ceva foarte grav. El acum deja a intrat pe firul meu textil de înaintaș. Deja, acum mă joc eu cu el. Până acum s-a jucat el cu mine. Deci avem și românesc în baltă. 70-80%. Cât? 70-80% românesc. Serios? Ți-aducă la minciogul? Ești pregătit, ușor de tot, ușor de tot, nu te grăbi. Boabă. Bravo. Este. Ei, cum e, Leo? Ia spune-ne, uite, stăm așa. Deci, sincer să fiu, sunt emoționat. Sunt emoționat pentru crapul ăsta, este un crap foarte frumos. Acum, trebuie să ne hotărâm ce facem, le liberăm sau nu le liberăm. Cum decideți voi. Nu, care este treaba la balta aici? De se poate reține, nu? Că omul trebuie să știe că dacă prinzi un pește... În limita 5 kg. Deci asta poți să reții, nu? Bineînțeles. Este un pește care puteți să-l pune și dumneavoastră. Uite frumos. Uite-te, deci atenție mare de tot, da? Cu boabe cumpărate de la magazin, fără nicio preparație, fără nicio șmecherie, da? Sincer să fiu, dacă am prins unul din ăsta pe zi, eu sunt foarte mulțumit, pentru că nu cred că ai nevoie de mai mult de un pește să-l pui în tavă, nu? Ăsta merge făcut plachie. Eu așa-l văd, așa-l simt în stomac. Deja miroase, nu? Deja eu simt așa plachie cu ceapă, înțelegi? Este un crap sănătos. E un crap frumos. I-am zis că e mai mare, dar are 2,7 kg, nu? Spune și tu ceva pentru telespectatori. Zi. Întoarce să vorbească și el. Hai, zice-mi. Mă, să... Taci! Nu mă nebuni. Acum încearcă să mă hipnotizeze pentru celălalt. Vrei să-i spui ceva lui Georgian? Ia zi. Spune. E luat pe știi ce a spus? Da, îl văd. A spus fir întins.
Pentru a urmări aventurile noastre, puteți să ne urmăriți pe incirlic.ro. De asemenea, în fiecare joi la ora 17, emisiunea Incirlic este și pe Radio Dolce Sport. S-a prins mult caraț, ați văzut și un drill frumos al maestrului Iosefini, un crab de 2,5 kg. Cam atâta pentru astăzi, nu ne rămâne decât să vă urăm Incirlic. Yes. 3. Yes. 3. O sticlă de sticare 3 kg. Aceasta a fost emisiunea din săptămâna aceasta și încă o dată luăm râma, dar nu băgăm că am văzut că e carasul mic. E și mai mare, dar ăsta mic predomină. Ai Darek? Nu. Știi că avem noi niște... A filmat un crab pe standby. Dar a fost frumos că a dat și interviu.